continuăm previziunile astrologice pentru sâmbătă 22 februarie. Balanță. Se pare că nu veți fi foarte inspirat în ceea ce privește relațiile sociale. Vă sfătuim să nu faceți investiții, chiar dacă vi se oferă ocazia. Relațiile sentimentale trec printr-o perioadă favorabilă. Ar fi bine să petreceți după amiaza cu persoanele mai tinere din familie. Scorpion, s-ar putea să nu vă simțiți în formă și să nu puteți termina ce ați început. Nu este momentul să vă asumați noi responsabilități. După amiază veți fi invitat la o petrecere unde vă veți simți foarte bine alături de partenerul de viață și de prieteni. Săgetător, se pare că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Dimineață, un prieten vă cere o mână de ajutor în afaceri și veți avea de câștigat, dacă nu-l refuzați. Vă recomandăm să evitați orice fel de speculații. După o zi destul de agitată, veți petrece o seară romantică împreună cu persoana iubită. Capricorn, s-ar putea să nu stați prea bine cu simțul practic. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu. Nu refuzați ajutorul celor din jur. Sfaturile unui prieten cu experiență vă sunt de mare folos pentru a lua o decizie importantă în relațiile sentimentale. Vărsător, dimineața este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sentimental, dar le puteți rezolva cu calm. Cu o vorbă bună puteți dezamorsa o ceartă pornită din nimic. Deși sunteți nemulțumit de situația financiară, vă sfătuim să aveți răbdare și să evitați speculațiile. În curând veți primi o sumă de bani neașteptată. Pești, se pare că intuiția nu prea vă ajută. Vă sfătuim să țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Odihniți-vă mai mult și căutați să vă destindeți. În cursul serii s-ar putea să primiți vizita unor prieteni de familie. Acestea sunt predicțiile astrologice pentru sâmbătă 22 februarie. Sunt Veturi Afecte, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!